Tânărul în vârstă de 18 ani a găsit o modalitate nepotrivită de a face rost de bani. A demontat componentele de fier chiar de la liftul din blocul unde locuiește, de pe Splai Mihai Viteazu, cu scopul de a le vinde. Nu s-a gândit nicio clipă că va pune astfel viața tuturor vecinilor în pericol. Polițiștii au derulat cercetări și l-au prins pe tânăr. Componentele sustrase sunt în valoare de 10.000 de lei. Prejuce a fost recuperat în totalitate, după ce fusese inițial vândute la un centru de colectare a fierului vechi. În cazul în care liftul era acționat, exista și riscul prăbușirii acestuia. Ridicat și dus la poliție pentru declarații, tânărul a recunoscut cu seninătate cele întâmplate. A furat piesele de la sistemul de ridicare al liftului, însă susține că erau deja demontate. Am furat. De ce ai furat? Așa, nu mi-am dat seama. Ce ai furat? Dar ai pus viața oamenilor în pericol. N-am pus viața oamenilor în pericol. Acele piese care se zice erau demontate de pe lift, pe motorul al vechi. Tânărul, fără antecedente penale, este cercetat în stare de libertate. Dacă îi se dovedește vinovăția, riscă ani grei de închisoare. Poate sta după gratii între 3 și 18 ani.